Ziua și bine ne regăsim la o nouă ediție a emisiunii Puterea la Feminin, emisiune care urmărește împuternicirea femeilor, dar și înțelegerea lor de către bărbați și totodată echilibrul masculin-feminin. Sunt Cristina Eremia, psiholog coach și trainer și sunt foarte bucuroasă să am alături de mine pe Otilia Manteler, psiholog specializat în parenting și autoarea cărții pentru copii Secretul Monstrului. Ea susține ateliere de parenting din 2012, de asemenea și pe tema relațiilor de cuplu și are o experiență foarte bogată în lucru cu oamenii și în a susține femeile pe calea împlinirii lor. Bine ai venit, Otilia! Bine te-am găsit, Cristina, și îți mulțumesc mult că m-ai invitat în emisiunea ta! Și noi ne bucurăm să te avem alături. Ești un om foarte vizibil, foarte vocal, care cauți să aduci schimbare, să aduci optimism, să aduci voie bună, să îi ajuți pe părinții în a avea relații cât mai bune cu copiilor. Și ești și tu mamă și te-ai confruntat cu atâtea provocări. Tu da. Și aș vrea să te invit să ne spui câte ceva despre tine și cum vezi viața femeii în România și prin prisma experienței personale și prin cea a psihologului care lucrează și susține oamenii în calea dezvoltărilor. Da. Îți mulțumesc pentru introducere, îți mulțumesc pentru invitație și despre mine, nu știu așa de unde să încep, dar fiind o emisiune despre care se numește Puterea la Feminin, m-aș lega puțin de rolul meu de femeie și de cumva de parcursul meu de la fetiță, de la rolul de fetiță la rolul de femeie. Pentru că aceste roluri nu alternează în fiecare dintre noi și trebuie multă, nu știu, multă înțelegere de sine, să știi în ce rol ești acum, din ce poziție relaționezi cu oamenii, cu clienții, cu copiii, cu bărbații, ești în rolul de fetiță sau ești în rolul de femeie. Deci e un rol complicat acesta de femeie, mai ales că practic el pornește de la zero. Încă din burtică de la mama, când nu știm dacă am fost dorite femei sau bărbați. Adică noi nu știm dacă am fost. Da. Sigur că mulți părinți ne spun, da? Părinții ne spun, uite, eu mi-am dorit să am o fată, ce bine că a ieșit fată. De multe ori însă ei ne spun, uite, eu mi-am dorit să am un băiat și a ieșit fată. Și cunosc multe persoane, de exemplu, care multe femei, da, care au fost numite când erau mici pe nume de bărbat, de exemplu, de băiat, da. De exemplu, Mariana, hăinuțe de băiat sau educate în stil de a fi băiat, adică. Eu am fost surprinsă la un workshop pe care l-am făcut că trei sferturi, erau aproape 20 de femei, trei sferturi au zis că părinții lor și-au dorit băieți și l-au educat în spiritul ăsta de a fi bărbată. Da. A fi puternică, a fi cât mai asertivă, cât mai mare reziliență, putere de muncă. Părinții lor și-au dorit băieți, nu numai că și-au dorit băieți, dar pe ele, chiar dacă s-au născut fete, le-au educat în acest spirit masculin, îmbrăcându-le numai în pantalonași, punându-le să facă mult sport, cerându-le să fie cât mai asertive, cât mai dure, cât mai puternice. Și mama nevorbindu-le despre ce-ar fi feminitate sau manifestând vreun model, adică accentul foarte mult pus pe afirmare de sine, perfecționism, muncă impecabilă, competiție, ambiție. Da, pe aceste calități care le cam știm, din păcate. Da, da. Da, și deci cumva de acolo pornește experiența noastră ca femeie în viață. Dacă în burtică mama noastră ne-a dorit pe noi femei sau dacă ne-a dorit băieți. Dacă mama m-a vrut fată, atunci am mai multe șanse să fiu mai ușor în contact cu feminitatea mea, cu calitatea mea, cu rolul meu de femeie. Dacă mama însă m-a vrut băiat, e nevoie să
să fac un pic de soul searching, să mă duc către mine și să dau la o parte toate învelișurile astea despre care povesteai tu mai devreme, despre a purta pantaloni, a fi competitivă, a fi bărbatul casei, cumva, a fi extrem de asertivă și așa mai departe. Și apoi, așa cum ai menționat tu, este vorba despre cât de acceptată ai fost tu ca fetiță de mama, în primul rând. Dacă eu ca fetiță am fost cu mama mea în competiție sau nu, dacă mama mea a putut să accepte prezența unei alte prezențe masculine prezențe feminine în casă, și cum m-a primit tata ca femeie. Deci, cred că noi pornim în viață cu această dilema identității noastre. Am fost dorite femei sau nu? Am fost acceptate ca femei sau nu? Și eu am descoperit așa de-a lungul timpului că noi toate ne numim femei, noi toate suntem, majoritatea suntem bucuroase de rolul de femeie și credem că îl îmbrățișăm, dar testul pe care eu mi-l dau și mie și cumva îl propun și persoanelor cu care lucrez pe tema feminității, este, uite, când auzi cuvântul femeie, fă un pic de liniște în tine și vezi ce senzație ți apare în corp. Dacă apare o senzație plăcută, atunci ești bine cu rolul tău. Dacă apare o tensiune, dacă apare o încordare, dacă apare o strângere, dacă apare orice, atunci înseamnă că e ceva acolo care doare și merită să vedem ce se întâmplă în sufletul nostru. Mi se pare foarte importantă ideea pe care ai spus-o apropo de viața intrauterină și lucrurile pe care noi începem să le magazinăm de pe atunci. Asta, din păcate, nu prea este lucru cunoscut de mulți. Nu știu cât de profundă e legătura bebelușului cu mama încă din starea lui de făt, când încă nici nu e dezvoltat, și totuși memoria celulară reține toate aceste emoții, toate aceste gânduri pe care mama și părinții le-au emis față de copilul în formare, care încă nici nu e încă bebeluș, dar se magazinează toate aceste lucruri. Și te-aș invita să mai detaliez un pic, pentru că e o temă importantă despre care nu se știe foarte mult și cred că merită să vorbim un pic de ea. Da. Da. În primul rând, o să vorbesc despre mine, dar nu neapărat despre experiența mea. Mi-e mai ușor să zic eu, dar nu neapărat eu, Otilia. Să zicem că sunt un embrion, da, sunt o celulă în burta mamei mele, iar eu, acolo aflată în uterul ei, eu intru în contact nu numai cu partea ei conștientă, partea conștientă a mamei, eu intru în contact și cu lumea ei subconștientă, pe care ea nu și-o cunoaște de cele mai multe ori. Așa cum și eu, când am purtat în burtică copiii mei, eu la vremea aceea habar n-aveam cine sunt și de pe ce planetă vin. În schimb, ei știau lucrul ăsta. Așa cum și eu o cunoșteam pe mama mea și știam dacă mă vrea, știam dacă se bucură de mine, știam dacă abia așteaptă să mă aibă sau nu. Deci orice embrion, orice celulă, cum ai spus tu, aflat acolo în burtică, și am avut experiențe foarte frumoase cu persoanele cu care lucrez, cu memoria lor corporală, în care s-au făcut nititei acolo și și-au amintit cum era în perioada intrauterină, pur și simplu fără multă rațiune, ci pur și simplu bazat pe memoria corpului. Deci eu vin pe lume știind dacă am fost vrută sau nu, știind dacă am fost vrută fată sau dacă am fost vrută băiat. Dacă am fost vrută băiat, pentru că eu nu am ce să fac decât o parte din mine să se identifice cu ce a vrut mama mea. Pentru că altfel n-ai cum să supraviețuiești. Și atunci o parte din mine va fi mai băiețoasă. O parte din mine... Dacă mama nu m-a vrut deloc, nu o să mă vreau nici eu. O parte din mine o să se îndoiască
dacă e binevenită sau nu. O parte din mine, ori de câte ori ajunge într-un loc, o să se uite împrejur și o să zic, o mai bine stau aici în colțul meu să nu deranjez, dacă n-am fost dorit. Am observat că bărbații sunt altfel. Doamne, dacă nu m-a vrut, eu mă duc și o să fiu acolo suflet cu petrecerii. Eu mă duc să arăt, Dumnezeu, să aici. Și acesta este un alt mecanism, tot așa de supraviețuire la nevrutul mamei, dar cumva e invers față de ce, față de ce arată fetița nedorită. Eu am intrat în contact cu aceste experiențe intrauterine și ale mele și ale, și ale clienților și ale colegilor de la formare prin, prin formarea în constelațiile lui Franz Rupert, cred că le știi și tu, prin metoda propoziției intenției, unde am rămas efectiv surprinsă, șocată de cât de multe lucruri ne amintim noi. Ca persoane din perioada. Să avem acest cadru de acceptare, susținere, înțelegere, deschidere, pe care, din păcate, societatea nu ne-l oferă. Uh-huh. Și de asta e important să căutăm aceste cadre în care chiar să ne putem deschide către noi înșine și să ajungem la aceste straturi foarte subtile și profunde din noi, care sunt acolo, sunt la îndemână, dar e nevoie de un pic de ghidare și securizare ca să avem acces la ele. Exact, exact, pentru că nu, sunt niște experiențe atât de profunde și atât de delicate. Și acum mă emoționez gândindu-mă la ele, sunt foarte, stau la baza ființei noastre și atunci, într-adevăr, avem nevoie să ne simțim foarte în siguranță cu cineva ca să putem să accesăm acele emoții. Nu putem să o facem așa pentru că ne dorim, nu putem să o facem pentru că începem să scriem într-un jurnal. Avem nevoie de o altă prezență sau de prezența mai multor persoane primitoare și conținătoare. Fiindcă rănirea noastră ca bebeluș, rănirea noastră ca și copii, ca embrion, a fost făcută în relație directă cu mama în primă fază, apoi cu tata. Dar pentru că rănirea noastră a avut loc în relație, vindecarea rănii va trebui să aibă loc tot în relație. Pentru că noi așa suntem. Noi suntem niște ființe care, care trăiesc și se hrănesc în relații. Și o relație de gen buter, adică care conține, care protejează, care primește, care hrănește, nu judecă, nu critică, nu te pune la colț, nu te pedepsește. Da. Exact, o astfel de relație. Deci cine are o astfel de relație este extraordinar și cred că fiecare dintre noi care caută astfel de relații începe să aibă așa relații cu terapeutul sau cu terapeuta, după care, domnule, știi ce înseamnă, știi ce ai nevoie. Uite, eu așa o relație am nevoie și este ca și cum ființa ta lasă să pătrundă conținerea, siguranța emoțională a relației de terapeutice, după care încep să cauți astfel de relații. Încep să dai la o parte prietenii, persoanele dragi care nu... Să caute și să creeze, poate chiar în relațiile existente, să schimbe tiparul de relaționare, da. Că nu trebuie neapărat să dai departe. În prima fază, cred că e important să cauți să schimbi un tipar care nu este tocmai constructiv, pozitiv, hrănitor, ci din potrivă, mai degrabă tinde să distrugă sau oricum nu e deloc bun. Și sunt oameni deschiși către asta, care sunt dornici să învețe și să schimbe și înainte de a renunța, cred că e destul de important să căutăm să negociem stilul în care comunicăm în relație, granițele, conținutul vehiculat și așa mai departe. Și e îmbucurător când vezi că totuși sunt oameni care vor și pot să facă această schimbare. Adică înainte de a renunța la ei, e bine să încercăm măcar să fie altfel. Pentru că se poate. Se poate. Noi am înțeles și am făcut schimbare în noi și pot înțelege și să facă schimbări în stilul lor, care de asemenea a învățat inconștient din mediu, de la părinți, societate, profesori, ce au avut și ei ca modele. Exact. Și dacă înlocuim asta cu un model bun, constructiv, hrănitor, evident ne schimbăm noi și schimbăm lumea din jur. Automat se schimbă, chiar fără să facem noi voluntar și volitiv niște eforturi. Uneori
și ceilalți se iau după noi, pentru că le oferim alt model de relație, exact. Și simt și ei că este mai bun. Decât, da, simt că este mai bun decât ce au avut, simt că rezonează cu acel bun, pentru că și în acea persoană însă și există un bun care atrage noul bun pe care îl vede în alături. Și atunci, uite așa, un bun cu un bun se întâlnesc și este ceva frumos. Da. Și mi-a plăcut foarte mult cum ai spus că avem nevoie de modele. Avem mare nevoie de modele, pentru că atunci când am fost mici, am avut nevoie să ne oglindim în cineva. Iar dacă mama și tata, că ei sunt primele persoane, și mă rog, dacă ne mai cresc bunici, mai sunt bunici, dar dacă ei ne-au oglindit o imagine a noastră rea, o imagine a noastră defectă, atunci noi credem despre noi că suntem răi, că suntem defecți, că suntem nefeminine, că nu suntem frumoase, că suntem rele, habar n-am. Începem să credem lucruri negative despre noi și atunci acum avem nevoie să, tot așa, într-o relație bună, ca cineva să ne vadă, Doamne, cât de frumoasă e persoana asta, cât de minunată e persoana asta, ca noi să începem să credem că chiar suntem buni și chiar suntem frumoși. Și iarăși e de subliniat această tendință copilului de a-și imita părintele, chiar dacă el nu e un model bun pentru el, chiar dacă e contrar cumva naturii lui profunde, copilul are această realitate față de părinte, pe care tinde să facă cum face el. Ce ne mai pot spune, David, de asta, ce ai observat și ca mamă și ca profesionist? Așa este, un copil nu poate să, de cele mai multe ori un copil încearcă inconștient să nu-și depășească părintele ca valoare. Sigur că noi vedem cum, uite, noi ca și copiii părinților noștri o ducem mai bine decât au dus-o ei, dacă e să ne uităm la partea materială, de exemplu, la poziția socială, da? Deci dacă e să ne uităm la lucrurile astea materiale, da, nouă ne este mai bine. Dacă este să ne uităm la, ia să văd eu, că tot avem, tot vorbim despre femeie, ia să văd eu, eu îmi permit să fiu femeie, dar hai să mă uit la mama. Ce fel de femeie a fost mama mea? A fost o femeie fericită? A fost o femeie nefericită? Dacă a fost o femeie nefericită și mă uit în viața mea și zic, Doamne, parcă stau numai în relații din astea în care continui să fiu nefericită, poate că e cazul să mă uit, nu cumva sunt loială mamei și nu-mi permit să am și o bine în viața mea pentru că ea nu l-a avut. Sau dacă ea a fost o femeie masculină, mă întreb, și sunt și eu la fel o persoană care răzbește în viață și ia taurul de coarne și face tot ce trebuie să facă un bărbat în casă, atunci la fel mă uit, dar partea mea feminină unde este? Dar mama mea, ce m-a învățat mama mea despre a fi femeie? Ce am învățat eu de la ea? Ce am văzut la ea? Pentru că știți cum e? Știi cum e? Fetele se uită la mame. Se uită. Și mă uitam, să intre și în hainuțele mamelor, e o mare plăcere, pantofiorii, rochițele, bijuteriile. Da, 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 le place și au nevoie. Spre exemplu, mă uitam la fata mea de aproape 12 ani, îi place mult să meargă la Victoria's Secret, că e un magazin așa frumos, este cu lingerie intimă, cu senzualitate și e așa o atmosferă acolo. Și eu merg cu ea și merg pentru ea. Și am spus, auzi, dar tu ce-ți iei? Dar tu nu-ți iei și tu ceva? Zic, lasă că eu îmi iau separat altă dată cu tine. Și am zis, nu, vreau să văd ce-ți iei tu. Și atunci am văzut câtă sete este să vadă, dar oare mama ce face? Cât își permite ea să fie femeie? Cât îmi permit eu să fiu femeie? Pentru că eu trebuie să mă calibrez după mama. Dacă mama mea își permite să fie femeie până aici și eu aș vrea să mă duc până acolo, aoleu, ce fac? Da? Și atunci uneori îmi împing și eu granița ca o văd pe ea și zic, mamă, deci poate asta e chiar super feminină, este superbă, e frumoasă, e o zână, asta vrea mai mult. Și atunci mă împing și eu, zic, hai, de ca să-și permită și ea să fie... E atât de important.
Da, să ieșim din această imagine de sine, care uneori poate fi foarte constrângătoare pentru copil, pentru că mamele tind inconștient să o proiecteze pe copii și să vrea pentru copil ce au vrut pentru ei, și da, să lase spațiu de alegere copilului, să-l înțeleagă pe el în unicitatea lui, cu talentele lui, cu dorințele lui, cu nevoile lui. Da. Ce ne mai spui pe tema asta a spațiului copilului, a înțelegerii lui și a renunțării de sine, dar nu, tocmai că nu e renunțare de sine, că mamele în general zic, vai, eu m-am sacrificat pentru tine și de fapt nu e vorba de un sacrificiu, adică da, au renunțat la ele, dar tocmai că în felul ăsta oferă cumva un exemplu negativ. De fapt, cu cât mai mult se străduiesc ele să fie bine cu ele, cu atât mai mult constituie acest model încurajator pentru copil, da, care și el să-și dea voie să se afirme, să fie prezent în lume, să-și împlinească visele și da, să-și trăiască propriile vise, nu pe ale mamei, nu pe ale tatălui. Da, da. Este un proces foarte greu acesta despre care vorbești tu, Cristina, pentru că și îl cunoști, sunt sigură că îl cunoști. Și prin prisma meseriei pe care tu o ai, că tu lucrezi cu sufletul omului, lucrezi cu sufletul tău, știu despre munca ta din domeniul feminității și o admir foarte mult. Uite, vreau să-ți spun acum că te admir foarte mult pentru tot ce mulțumesc faci tu. Mulțumesc pe tine. Da, mulțumesc și eu. Educația părinților mi se pare fundamentală și... Da. Trebuie să schimbăm multe modele, din păcate. Uh-huh. Modele cu care noi am crescut și nu au fost cele mai propice dezvoltării noastre și e important să devenim cât mai conștienți de asta și să nu trecem, de exemplu, din excesul de autoritate pe care am trăit-o noi la cel de prea multă permisivitate și să găsim echilibru just, apropo de granițe, de fermitate și cât da, e permis. Da. Revenind la ce ai întrebat tu de cum anume înțelegem copilul, cred că cel mai important lucru este să ne eliberăm de judecăți și de convingeri, de acele principii după care noi ne trăim viața. Pentru că de multe ori în spatele principiilor, în spatele regulilor sunt niște frici ascunse. Și atunci cred că primul lucru pe care noi ca părinți trebuie să-l facem este să lăsăm orice judecată la o parte și să ne revizuim noi valorile și să ne cunoaștem pe noi. Pentru că dacă eu ajung să mă înțeleg pe mine și să mă cunosc pe mine și să am așa o tandrețe în relația pe care am cu mine, lucrul ăsta se va răsfrânge ca o consecință în relația cu copilul. Aproape că nu mai e nevoie să mai știu nimic despre parenting dacă eu am o relație bună cu mine. Doar că în realitate lucrurile nu se întâmplă așa. Părinții fac copii, ceva nu merge în relația parentală cu copilul, pentru că dacă atașamentul meu cu mama și cu tata n-a fost bun, n-a fost unul solid, e cam greu să-l am din prima cu copilul meu și atunci părintele merge la psiholog, la specialistul în parenting și întreabă și spune, domnule, ce să fac acum în relația cu copilul meu, că nu prea merge. Și așa începe căutarea personală a copilului. Cumva copilul e un trigger pentru părinte ca să se întoarcă la el însuși. Mama la ea însăși, tata la el însuși. Și atunci începe practic un drum al părintelui către sine. Și știi cum e? Prima oară când ai o întâlnire cu tine, dacă ai o întâlnire bună cu tine într-un cadru terapeutic, nu mai vrei să pleci. Pentru că tu știi asta, este așa de bine să te vezi și este așa de bine să te vrei încât nu mai pleci de acolo. Nu vrei să mai renunți la... Să te simți văzut, pentru că apropo de ce spuneam tu, fără a fi văzut așa cum ești și acceptat așa cum ești, da, nu ai acest model de acceptare de sine. Tinzi să te respingi, tinzi exact, să te invalidezi tu sau să te pedepsești tu exact cum a făcut părintele cu tine. Adică această imitație și realitate față de părinte este halucinantă. Cum adulți de 30, 40, 50 de ani continuă să-și facă ei înșiși ce au făcut părinții și nu sunt da, deloc
conștienți de aceste mecanisme, de aceste tipare de relație cu ei înșiși, în primul rând, și apoi cu cei din jur, pentru că se le proiectează și se reflectă în mediu și în relațiile cu ceilalți. Da, da. Și așa o să preiau de acolo de unde ai lăsat-o tu discuția. Dacă eu mă pedepsesc pe mine pentru orice greșeală pe care o fac, atunci nu prea am cum, chiar dacă eu știu dintr-o carte de parenting că e bine să nu-ți pedepsești copilul, măcar non-verbal, măcar o privire răutăcioasă și tot îi arunc, măcar o remarcă, o critică și tot o fac. Deci am un comportament non-verbal prin care eu îi arăt copilului meu că îl pedepsesc, că nu-mi place de el, că îl judec. Și atunci, încetul cu încetul, eu în relația terapeutică, eu vorbesc de relație terapeutică, desigur că pot să am o relație extraordinară cu un duhovnic, pot să am o relație extraordinară cu o prietenă, numai că eu nu prea cred. Adică eu chiar cred că trebuie prima relație în care tu te cunoști pe tine, trebuie să ai cu cineva care știe sufletul omului și acela e un terapeut. Și pentru că trebuie să te ghideze, trebuie să știe cum funcționează psihicul uman și apoi să te ghideze către cotloanele ființei tale. Și în momentul în care ajungi în fiecare cotlon, el să te țină de mână la început, după care când îți dă drumul să poți să te ții tu de mână, să te vrei tu pe tine și și să-ți fie bine acolo în cotlonul ăla cu greșeala pe care ai făcut-o. Și greșeala care poate uneori nici nu e o greșeală, este ce mintea noastră judecă ca fiind o greșeală, adică asta e. Da, da. Inclusiv felul în care ne judecăm și dăm sentințe se poate schimba, pentru că înțelegem poate că uneori am fost prea duri sau prea exigenți sau... Și da, se schimbă poate și cadrul prin care ne raportăm la noi, la acțiunile noastre sau ale celorlalți, pentru că putem fi foarte critici cu ceilalți și asta se dăuneze relațiilor constructive cu colegii, cu prietenii, cu familia. Exact. Mie, sincer, nici nu-mi place cuvântul greșeală. Adică înțeleg că oamenii și copiii fac lucruri care rănesc pe sine sau pe ceilalți. Dar cuvântul greșeală mi se pare așa prea, nu știu, prea judecător, prea dur, prea care, pentru că după o greșeală urmează ce? Urmează ceva nasol de cele mai multe ori. Și atunci eu evit să mă gândesc în termeni, dar vezi că ai văzut că tot l-am folosit. Deci cumva eu tot am în mine în acest moment ideea că aoleu, am greșit, am făcut ceva greșit. Și atunci, dacă învăț încet, încet, să zic, da, domnule, am făcut-o, și ce dacă acum? Asta e. Ce am putut să fac așa de rău încât să mă judec eu pe mine așa de aspru? Dar oare cine mă judeca mai de mult? Tata, mama, învățătoarea, educatoarea, cine mă judeca pe mine așa de tare? Și atunci, dacă încep încetul cu încetul să las judecata la o parte, mă uit la copil și văd copilul mai bine, așa cum este el. Pentru că majoritatea adulților asta spun când se întâlnesc ei cu ei înșiși în cadrul terapeutic. Dom'le, pe mine nu m-a văzut. Nu m-a văzut nimeni cum sunt eu. Nimeni nu știe ce e în capul meu. Nici eu nu mai știu ce e în capul meu. Și încep să mă îndoiesc de ce e în capul meu, pentru că n-a văzut nimeni ce-i pe acolo. Cam așa. Și atunci, concret, în relația cu copilul, ce am observat eu că ajută foarte mult ca să-l cunoști, este un timp pe care îl numesc timp special. Nu este denumirea mea, este denumirea pe care a dat-o Patty Whipler, cea care a fondat Hand in Hand Parenting, cu care eu am făcut o certificare acum câțiva ani. Deci timpul ăsta special este un timp, e un timp ca la psiholog. E un timp delimitat. La psiholog îți 50 de minute sau o oră, pe când cu copilul faci în funcție de câtă atenție și disponibilitate emoțională ai. Deci dacă ai 10 minute, 10 minute de atenție dai. Dacă ai 30, dai 30, dar prima oară faci mai puțin. Și în astea 10-15 minute câte faci cu copilul, tu cumva te duci cu entuziasm, cu curiozitate față de copilul tău și disponibilitate de a primi orice.
orice. Adică dacă el vrea să se joace asta, aia mă joc. Dacă el vrea să gătim, gătim. Dacă vrea să mănânce ceva dulce, mâncăm ceva dulce. Deci mă duc deschisă pentru orice. Și acest timp special pe mine m-a învățat acceptarea necondiționată. Deci niciodată nu l-am citit în cărți. Cum arată timpul special? Ce face bine? Ce îmbunătățire aduce timpul special în relația cu copilul? În schimb, eu am văzut-o în timpul ăsta. Eu nu am nicio judecată, eu nu critic nimic din ce face copilul. Deci este wow! Asta este iubirea necondiționată. Și în alea 10 minute pe care le faci azi și le mai faci peste o săptămână și peste încă două săptămâni, eu practic învăț să iubesc necondiționat. Și învăț să iubesc necondiționat copilul și încet, încet și pe mine. Deci asta eu aș recomanda tuturor părinților. Îl recomand și cuplurilor. Uite, pune 10 minute și 10 minute tu îți asculți partenerul vorbind despre cabluri. Dacă îi plac cablurile, să spună, cu mufa aia care se duce nu știu unde, cu aia care face nu știu ce. Ce job are fiecare? Ce pasiune are fiecare? Dacă vrea să vorbească despre pescuit, despre pescuit să vorbească. Și la fel și partenerul. Să asculte partenera despre cum îi place să se... Habar n-am ce îi place, să joace tenis, să se machieze, să 10 minute, 5 minute în care eu îmi pun toate judecățile la o parte și îmi adun câtă atenție simt că am eu atunci în relația respectivă. Și am văzut că face minuni și în relațiile între adulți și în relațiile dintre copii. Și am avut o experiență de curând cu o prietenă de-a mea care mi-a zis, uite, vreau să merg cu tine să-ți iei haine. Și am zis, păi hai să ne luăm amândouă. Și a zis, nu vreau eu să-ți dau ție atenție, să fiu cu tine, să te însoțesc. Și am avut toate stările pământului. Mi-era, nu, te rog, fă și tu ceva, ia-ți și tu, că nu suport să-mi iau doar eu, te rog, ia-ți și tu. Nu, ăsta-i timpul tău. Și mi-a fost atât de greu să primesc timpul ăla. Mi-a fost atât de greu să primesc atenția aia, atâta de frumoasă, atâta de caldă, fără ca eu să dau ceva înapoi. Deci, vezi, Cristina, cât de condiționați, mai ales noi fetele, femeile, cât de condiționate suntem noi, dacă primim ceva, trebuie să dăm repede ceva înapoi. Mm-hmm. Nu? Da. Da. Pentru că ai început cu această referire către memoria celulară, către corp și atenția pe care ar fi bine să-i o dăm și să ne aducem aminte de el. Și aici aș vrea să menționez și un studiu care a fost făcut pe bebeluși și care a relevat cât de important este contactul corporal al nou-născutului cu corpul mamei, cât de important că e această skin-to-skin touch, efectiv, când este născut să fie pus pe corpul mamei, în contact cu bătăile inimii, să simtă că este în continuare în acel spațiu de siguranță în care a fost 9 luni de zile și ulterior, să fie îmbrățișat, să fie mângâiat, să fie atins. Și asta construiește ceva ce a numit securitatea ontologică a ființei. Și că copilașii care nu au primit asta cresc cu această stare de îndoială de sine, de anxietate socială, anxietate în relație cu celălalt, neliniște, sunt ok, nu sunt ok, nu e bine, lumea e periculoasă, nu e periculoasă. Și să ne spui mai multe despre acest prin limbaj de comunicare care e atingerea și este atât de uitat, din păcate, tindem să aruncăm în noi cu cuvinte da. Și uităm cât de important e să comunicăm, să lăsăm corpul, de fapt, să comunice iubirea și afecțiunea și să ne oferim mai multe informații și experiențe pe tema asta. În relațiile cu copiii te referi sau în relațiile cu adulții? Cu copiii sau cu noi înșine. Cu noi înșine, exact. Relația, cum ai zis și tu, pleacă de la corpul nostru, relația da. Nouă cu noi înșine, noastră cu noi înșine și apoi se răsfrânge și asupra copilului.
Da. Și evident că dacă noi tindem să ne respingem pe noi, să ne atingem pe noi, poate că și de copil ne va fi jenă, teamă să ne atingem, că nu ne simțim safe cu totul. Pentru că nu am fost atinse așa cum am avut nevoie când eram noi în perioada de creștere și ulterior, dar crește un partener care la rândul lui el ar avea nevoie să știe de la noi, să învățăm noi cum funcționează atingerea pentru noi. Și să înțelegem că se educă asta, că e un limbaj care se învață, la fel cum am învățat să vorbim și am învățat literele, alfabetul, cuvintele, și să ne educăm și în acest spirit. Da. Cristina, îmi place foarte mult subiectul acesta al atingerilor, pentru că așa cum începem să învățăm parenting, învățăm și despre atingeri, așa cum ai zis tu, bebelușul are nevoie de skin to skin, de experiența asta în care e aici, când plânge e aici, când doarme e aici, îl pun jos, mai stau lângă el, îl mai miros, așa are nevoie. După ce crește, fetița are nevoie să fie atinsă cum trebuie, băiețelul la fel, atins cum trebuie, mângâiat. În schimb, pentru că suntem o societate vătămată psihic, noi am fost atinși și cum nu trebuie. Am fost bătuți, unii am fost abuzați sexual, am fost loviți, am fost pișcați, am fost în toate felurile. Și atunci nouă nu ne mai place. Corpul nostru a dezvoltat o platoșă și nu mai vrea atingere. Așa că, dar noi știm cât de bine ne face. Știm cât de bine ne face. Când ajungem adolescenți, adulți și începem să ne îndrăgostim și să ne atingem, în prima fază, în prima fază a relației, atingerile alea curg. Dacă e relația bună, atingerile alea sunt spontane, sunt așa cum trebuie. Numai că pe măsură ce relația merge mai departe, peste noi vin cumva din spate traumele noastre și învățăm să nu învățăm, nu mai știm să ne mai atingem cum avem nevoie. Mi se face frică de atingere. Da? Dacă acum 2 ani îmi plăcea să mă atingă iubitul, acum nu mai îmi place să mă atingă, pentru că uite, mi se pare că se grăbește, mi se pare că are un scop, mi se pare că așa. Și cred că noi, așa cum ai spus tu, noi trebuie să învățăm să ne atingem noi încetul cu încet. Adică, mi se pare că noi ca femei trebuie încet, încet să-mi ating obrajii, să mă uit, să am 2-3 minute pe zi când mă uit în oglindă, că știu că suntem ocupate, avem copii, n-avem copii, dar suntem ocupate. Și mă uit în oglindă și mi-ating așa obrajii și zic, vai, ce bine este să-mi simt obrajii. Să-mi ating umerii, încet, încet. Să mă uit la linia feței mele, să mă uit la ea, să mă uit la linia gâtului, la linia umerilor, să încep încetul cu încetul să zic, măi, dar eu chiar sunt simpatică, chiar sunt frumoasă, chiar mi-e drag de mine, chiar mă vreau, eu mă vreau. Și ce am mai observat așa, din lucru și cu femeile și lucrul meu cu mine, este când ne simțim așa un pic cocoșate, pentru că noi femeile de multe ori stăm cocoșate, că ne-am ascuns sânii când am fost micuțe, și dacă mă ridic și îmi îndrept umerii și se creează în mine un spațiu mare pentru mine, ajută foarte mult. Pentru că, așa cum spui, corpul știe, eu cred mai mult corpul decât cred rațiunea. Și când corpul meu mă învață, uite, e spațiu pentru tine în tine, încep să și cred, începe și creierul să zică, păi da, cam așa e. Da? Pentru că tu știi, creierul și corpul nostru sunt interconectate între unul cu celălalt. Nu se poate unul fără altul. Și atunci e mai bine să pornească semnalele de la corp, de la atingerea noastră, că noi știm cum avem nevoie să fim atinse. Și atunci, într-adevăr, cum spuneai și tu, îl ghidezi și pe partener cum să te atingă. Și încă ceva, pielea nu știe din partea cui vine atingerii, că e partenerul, că suntem noi sau altcineva, el se bucură de acest contact. Și să învățăm să ne mângâiem noi înșine, mai ales când nu există un partener.
să-i oferim corpului acest dar atât de prețios, prin care îi spunem te recunosc, îți mulțumesc că existi, că suporți atâtea greutăți. Da. Și e restructurant și vindecător. Este vindecător și uite, eu nu știam informația asta că pielea nu știe cine o atinge, dar îmi vine să zic în acest moment că parcă atunci când refaci ceva, atunci când vindeci ceva, parcă atingerea ta e mai liniștitoare și mai vindecătoare pentru că tu știi cum vrei să fii atinsă. Asta îmi vine să zic. Mm-hmm. Da. Și e important să-ți dai seama, poate că nu știi, că nu te-a învățat nimeni, nu ți-a arătat nimeni, să descoperi tu. Da. Să-ți dai seama, pentru că nu ai cum să-ți înveți partenerul și de multe ori iau nevoie. Se poate întâmpla și invers, să fie parteneri experimentați care ei te învață. Uh-huh. Dar de multe ori tu trebuie să-l înveți pe el. Și atunci e foarte importantă această cunoaștere de sine, nu doar din punct de vedere mental, psihologic, ci și a cum îți place ție să fii în corpul tău și ce îți face bine. Da, exact. Și pentru asta e nevoie de timp cu tine și cu corpul tău. Asta sunt convinsă de asta. Ne apropiem de încheiere, din păcate. Aș vrea să te rog să dai așa un ultim îndemn, sfat către femei, mame. Ce le recomanzi tu din experiența ta de în corp de femeie și de mamă? Da. Ce le-ai spune așa? Cred că le-aș recomanda să caute persoane bune în viața lor. Aș zice mai întâi de sex feminin. Adică să-și găsească prietene, o terapeută care să le oglindească feminitatea și care să le permită să fie atât de feminine cât vor ele să fie. Aș spune că cel mai important este să se vrea ele pe ele întâi și apoi că, sigur, fiecare femeie are nevoia de a se simți dorită de un bărbat, dar aceasta va veni odată ce se vrea ea pe ea. După aia nici nu mai contează. Deci faptul că după aia te vrea toată lumea, te vrea și copilul, te vrea și bărbatul, te vrea și prietena, deci dacă te vrei tu pe tine, te vrea toată lumea. Asta aș spune, să punem accent pe mă vreau eu pe mine, mă plac eu pe mine. Există în mine o parte care se vrea, chiar dacă n-am fost vrută când am fost mică. Dar cu toate astea, faptul că am ajuns până aici înseamnă că e o parte a mea care se vrea pe ea însăși. Asta le-aș spune. Și să-și permită... Se vrea frumoasă, se vrea întreagă, se vrea apreciată, vrea să se afirme și... E important să ne conectăm cu partea asta și să o lăsăm să existe și să aducem, cum ai zis și tu, lângă noi oameni care o văd, care o recunosc, care ne validează. Da, da, nu care ne critică sau ne spun, știi, nu e momentul pentru asta acum, haide că ai copii, nu te mai gândi la prostii. Nu, care se bucură împreună cu noi de feminitatea noastră și noi de-a lor. Îți mulțumesc, Cristina. Mulțumesc și eu. Tu ești un astfel de model de frumusețe și asertivitate și mă bucur că ești și că te străduiești să oferi asta cât mai multor femei, părinți și sper să ne mai revedem, reauzim. Și eu îți mulțumesc că vezi asta în mine și eu văd asta în tine și mă bucur că am avut împreună discuția aceasta și sper să le folosească femeilor și bărbaților care ne urmăresc. Mulțumesc, Cristina! Mulțumesc și le reamintim celor care ne privesc că multe alte sfaturi sau de resurse pot găsi în paginile revistei Psihologii, la care pot face abonament, beneficiind și de o agendă personalizată care să-i ajute în călătoria lor de descoperire de sine și de dezvoltare acestui potențial de plin de resurse.
și așteptăm să ne pregătim cu drag joi la ora 4:30 la o nouă emisiune cu oameni cât mai buni și frumoși care să ne placă oferea astfel de modele și metode din care să ne întregim și să ne vedem cât mai armonios în relație cu noi și cu cei de lângă noi. Vă mulțumim, la revedere! La revedere!